Până în această după-amiază au fost confirmate în România 19.517 cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisă de Grupul de comunicare strategică, fiind înregistrate 119 noi cazuri de îmbolnăvire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.526 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 1.279 de persoane care au fost diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și care au fost internate în spitale diferite din țară au decedat. În Maramureș, datele oficiale arată că avem tot 100 de cazuri de infecție cu COVID-19, atâtea câte au fost și la raportare de ieri. Din păcate, până la debutul buletinului nostru informativ din această seară, autoritățile nu ne-au putut oferi mai multe informații cu privire la situația din Maramureș, care este numărul celor vindecați, al celor aflați în unitățile medicale sub tratament și nici cât sunt în izolare la domiciliu, în carantină sau dacă, Doamne ferește, a mai decedat vreo persoană din județ din cauza noului coronavirus. Și asta din cauza unor probleme la aplicația informatică. Ce ni s-a comunicat, dar de la amiază, a fost faptul că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei, au sosit în țară 429 de maramureșeni care au intrat în autoizolare la domiciliu.